Creștinii din întreaga lume cer explicații guvernului din Malaezia legat de situația unui lider de biserică. El a dispărut de mai bine de 2 ani. Pastorul Raymond Koh a fost amenințat din cauza activităților sale creștine în acea țară musulmană. Potrivit Comisiei pentru Drepturile Omului din Malaezia, pastorul Raymond Koh a fost arestat de niște agenți ai unui departament special al poliției. Potrivit organizației Vocea Martirilor, pe această înregistrare a unei camere de supraveghere se văd 3 autoturisme negre de tip SUV care au înconjurat mașina pastorului în ziua în care a dispărut. Mașina a fost oprită, o echipă a înconjurat automobilul înainte să plece cu toții. Familia pastorului nu știe dacă el mai este sau nu în viață. O petiție a fost creată pentru a forța guvernul Malaeziei să ofere explicații.